Imitatio Christi, cartea a patra, capitolul 12. Să ne silim cât putem de bine, pregătindu-ne sufletul pentru primirea Sfântei Împărtășanii. Vocea Domnului iubit. Eu îndrăgesc curăția. Eu dăruiesc omului toată sfințenia. Mi-e drag o inimă nepătată, pe ea o caut, să fac din ea lăcașul odihnei mele. Pregătește-mi un foișor mare, așternut, și voi fi cu tine la ospățul paștilor cu ucenicii. Dacă vrei să vin și să rămân la tine, curăță aluatul cel vechi și spală lăcașul inimii tale. Alungă din tine toată zarva lumii și zbuciumul poftelor neînfrânate. Liniștește-te ca pasărea singuratică de pe acoperiș și cugetă cu amărăciune în suflet, la lipsa ta de măsură. Tot cel care iubește, pregătește celui iubit locul cel mai bun și mai frumos din casă. Din aceasta, într-adevăr, se vede cu cât drag îl primește. Nu-ți închipui însă că ți-ai putea înfăptui pregătirea doar prin vrednicia hotărârii tale, chiar dacă ai sta să pierzi un an întreg gătindu-ți sufletul fără preget, golindu-ți mintea de toate. Doar mulțumită bunătății și harului meu, îți este îngăduit să te apropii de Sfânta Masă. Ești ca un cerșetor poftit la masa bogatului, căruia nu-i poți arăta alt semn de recunoștință decât adânca ta smerire și dreapta mulțumire. Fă ceea ce îți stă în putință, dar fă din toată inima, nu din obișnuință, nu de nevoie. Cu teamă și evlavie fierbinte, primește trupul Domnului tău iubit, Iisus Hristos, care binevoiește să se coboare până la tine. Eu te-am chemat, eu ți-am dat poruncă să vii, eu voi împlini ceea ce îți lipsește. Vino, primește-mă! Când primești de la mine harul evlaviei, mulțumește Dumnezeului tău, nu pentru că ai fi vrednic, ci pentru că m-am milostivit de tine. Dacă, dimpotrivă, nu ai darul evlaviei, ci te simți secătui sufletește, stăruie în rugăciune, plânge, nu pregeta să bați la ușa mea. Nu înceta mai înainte de a te fi învrednicit, măcar de o picătură, de un strop, măcar din harul mântuirii. Tu ai nevoie de mine, nu eu de tine. Nu tu vii să mă sfințești pe mine, ci dimpotrivă. Tu vii să primești de la mine darul sfințeniei, unindu-te cu mine. Tu vii spre a căpăta haruri noi. Tu vii pentru a primeni în tine râvna propășirii sufletești. Nu nesocoti harul, ci pregătește-ți cu toată sârguința inima și primește pe iubitul sufletului tău la tine. Trebuie nu numai să te pregătești cu evlavie, dar și cu toată silința să te îngrijești de har după primirea Sfintei Cuminecături. La fel de mare trebuie să fie grija sufletului înainte ca și după primirea Sfântei Împărtășanii. Într-adevăr, cuvenita grijă după Sfânta Cuminecare e totodată și cea mai bună pregătire pentru dobândirea unor haruri mereu sporite. De aceea se întâmplă uneori ca tocmai după Sfânta Împărtășanie sufletul să se simtă apăsat de greutate, căci grabnic se risipește pe sine în mângâieri cerșite din afară. Păzește-te de limbuție, rămâi în reculegere la tine și bucură-te singur de Dumnezeul tău. Îl ai în inima ta, pe acela pe care lumea întreagă, dacă ar vrea, n-ar putea să ți-l răpească. Eu sunt cel căruia trebuie să-i te dai cu totul, astfel încât să nu mai trăiești în tine, ci în mine, la adăpost de toată îngrijorarea.